femeie care a aruncat gunoiul într-o intersecție din Craiova s-a trezit cu poliția locală la poartă. Agenții alături de directorul instituției s-au prezentat cu o roabă plină de gunoaie pe care femeia le aruncase cu câteva zile înainte pe spațiul public. Poliția locală din Craiova a depistat în data de 21 aprilie o persoană care arunca gunoi menajer pe domeniul public într-o intersecție din oraș. Iovan Stela, în vârstă de 42 de ani, a fost identificată de polițiștii locali, care s-au deplasat la domiciliul acesteia pentru a-i returna gunoiul aruncat pe spațiul public. Totodată, femeia a primit și o amendă de 2000 de lei pentru fapta sa. Octavian Mateescu, directorul poliției locale din Craiova, alături de mai mulți agenți, au mers chiar la poarta femeii, spunându-i că și-a pierdut gunoi și că ei au venit de fapt să-i returneze. Ulterior i-au răsturnat roaba cu gunoi în curte.